Bună ziua! Sociologul Marius Pieleanu este invitatul interviurilor PSN News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Să rămână și mulțumesc pentru invitație! Domnule Pieleanu, avem astăzi un nou guvern condus de această dată de o doamnă, doamna Viorica Dăncilă. Ce așteptări aveți în privința dânsei? Păi să facă ce trebuie pentru țara asta, că astea sunt așteptările noastre în general, nu neapărat din perspectiva meseriei mele de sociolog. Nivelul de așteptare al cetățenilor față de acest guvern este unul similar față de oricare alt guvern din ultimul an al PSD-ului. Din păcate, însă, primele două echipe guvernamentale, conduse de domnul Grindeanu și de domnul Tudose, au lăsat mult de dorit și nivelul de așteptare al populației este în continuare destul de redus în privința capacității PSD-ului de a își realiza propriul program de guvernare. De altfel, într-o analiză pe care, mă rog, am făcut-o în luna ianuarie, mai mult de peste 80% dintre cetățenii României declară că nu cred că PSD-ul își mai poate duce la bună îndeplinire programul său de guvernare. Sigur că există un pesimism, mai ales în bazinul electoral al socialdemocraților, însă cu puțin efort, eu sunt optimist din punctul ăsta de vedere, cu puțin efort, cred că PSD-ul poate să, măcar principalele mari obiective ale programului de guvernare, să le atingă în ăștia 2 ani și jumătate, 3 cât au mai rămas până la următoarea alegerii generale. Aminteați de doi foști premieri, domnul Grindeanu și domnul Tudose. Am văzut că domnul Dragnea a făcut o obișnuință, să spun așa, în a schimba guverne. Ce speranțe de viață îi dați actualului cabinet? După părerea mea, și mă bazez pe logică de data asta, nu pe informații, cred că guvernul Dăncilă va rezista cel puțin până la alegerile europarlamentare din primăvara anului viitor. Mai-iunie, aprilie-mai-iunie, nu e foarte clar, cred că în zona asta. După aceea, și este o opinie, repet, nu o informație, după aceea cred că ar fi bine ca PSD-ul să se retragă de la guvernare pentru a-și pregăti foarte serios din poziția de opoziție candidatul pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc, așa cum știți, în iarna anului viitor. Cred că mai degrabă are o șansă în plus PSD-ul cu propriul său candidat aflat în opoziție să câștige fotoliul de președinte la Cotroceni decât dacă s-ar afla la putere. Ar fi mult mai convenabil și de altfel istoria campaniilor electorale ne face să credem că PSD-ul este mult mai bun când este în opoziție, atunci când are o provocare de nivelul ăsta pentru funcția de președinte. Ce nu ar trebui să facă doamna Dăncilă pentru a ajunge în situația predecesorilor Dânței? Bun, să nu aibă contre ireconciliabile cu actualul președinte al partidului, care în mod informal, în mod evident pentru toată lumea, este și primul ministru al țării. De data asta are Liviu Dragnea, are propriul său guvern. Este indubitabil acest lucru. Și probabil că toate nemulțumirile rezultate din proasta guvernare a doamnei Dăncilă se vor răsfrânge asupra propriei sale imagini, asupra domnului Liviu Dragnea. Eu sper că nu, de altfel și primele gesturi pe care, iată, se întâmplă acum, primele acțiuni, concordă cu această idee că este guvernul său și că actuala echipă e, mă rog, decisă și determinată să facă treaba. De câtă popularitate se bucură doamna Dăncilă în interiorul partidului, dar și în afară? Este bine văzută în partid. Doamna Dăncilă e o femeie extrem de echilibrată, caldă, calmă. Eu o cunosc personal, deci nu am decât cuvinte de laudă asupra domniei sale. Sigur că fotoliul de prim-ministru presupune și foarte multă critică. Ne așteptăm ca de acum încolo să fie foarte criticată și deja s-a început. Însă dacă face lucruri, pentru că România așteaptă lucruri de la acest guvern, așteaptă o autostradă, măcar să o înceapă, așteaptă câteva spitale, finalizate dacă se poate până la finalul mandatului. E povestea asta ușor bâșbâită acum cu legea salarizării, nu știm exact câți, cum, în ce fel se vor bucura de creșteri salariale, dar eu cred că la capitolul salarii, principiul ăsta al PSD-ului, care e corect, mai mult pentru mai mulți, da? Mai mult pentru mai mulți. Dacă, de pildă, există un 3-5%
salariați, angajați, care, cărora le se vor scădea salariile, trebuie să vedem partea plină a paharului, faptul că peste 95% dintre angajați vor avea un salariu mărit începând cu anul acesta. Mai mult sau mai puțin, dar un salariu sigur mărit, ceea ce contează. Sigur că este reproșul care vă interesează și pe dumneavoastră și pe mine, referitor la celebrul document 600, da? Declarația 600, care eu sper că Eugen Teodorovici o va lămuri, fiindcă a creat foarte multă nemulțumire și mai ales o nemulțumire inutilă. Să-ți previzionezi veniturile pe 2018, să plătești niște taxe previzionate, mi se pare aberant. Nu trebuie să existe așa ceva într-o economie firească, normală, de piață și într-o societate democratică. Putem să plătim eventual atunci când câștigăm aceste venituri sau după aceea. Și pe o paradigmă foarte clară de plată. Nu inventăm noi economie politică. Asta e lucrul pe care populația le resimte și care se descarcă negativ asupra actului guvernării și asupra PSD-ului. PSD-ul încă se situează pe primul loc, încă este la o cotă relativ ridicată de favorabilitate, dar toate aceste lucruri cu siguranță că la un moment dat se vor descărca asupra intenției de vot a cetățenilor. Asta voiam să vă întreb. Dacă, spre exemplu, mâine, să spunem, se vor organiza alegeri, ce scor ar mai obține PSD-ul? Este tot în jurul la 40%. Tot, electoratul PSD-ului, cei peste 3 milioane și ceva de cetățeni români, este un electorat destul de bine închegat. Da? Au spirit de corp, n-au nevoie de motivații suplimentare pentru a ieși la vot, n-au nevoie de motivații suplimentare pentru a vota PSD-ul, adică este foarte bine cristalizat. Fluiditatea, dacă tot v-ați întrebat de ierarhiile politice ca intenție de vot, fluiditatea este la USR, unde avem un joc foarte ciudat de procente. De pildă, în toamna anului trecut era într-o cădere masivă, semnificativă. Acum, în urma protestelor și a exercițiilor de imagine, a spune eu, din Parlament, da, cu celebrele foii și așa, și-a dublat intenția de vot. Dar, sigur, e relativă pentru că e în funcție de ceea ce ei fac. Ei nu sunt un partid deocamdată închegat în sensul birocratic al cuvântului, n-au filiale în toată țara, nu au activiști locali care să țină partidul la o cotă relativ ridicată, deci va fi foarte complicat pentru USR, mai ales la următoarele alegeri europarlamentare, unde ne așteptăm ca PSD-ul să obțină un scor cel puțin la fel ca cel de acum un an și ceva, fiindcă ei se mobilizează foarte bine. S-a mărit și numărul de europarlamentari cu ieșirea Angliei, cu Brexitul, nu mai știu, ceva 3-4 am primit în plus. Deci va fi o motivație suplimentară pentru partide în a-și face un exercițiu necesar, mai ales ca imagine, în vederea alegerilor prezidențiale și, sigur, și a celor generale de peste 2 ani și jumătate. Dar despre Partidul Național Liberal, ce ne puteți spune? Cum mai e? Partidul Național Liberal este astăzi la aceeași cotă obținută de acum un an și ceva. Are potențial de creștere. E în strânsă legătură cu USR-ul, pentru că e pe principiul vaselor comunicante. În general, ce pierde USR-ul se duce spre PNL și, în general, ce pierde PNL-ul se duce spre USR. Astăzi, la ora când vorbim, PNL-ul înregistrează un scor mai mic decât în toamna anului trecut. Tocmai pe această idee a vaselor comunicante, a principiului vaselor comunicante, USR-ul crescând totodată în urma ceea ce v-am spus, evenimentelor de PR, le-a spune eu, din Parlamentul României. Dar, sigur, PNL-ul e totuși un partid structurat, un partid cu organizații locale, un partid istoric, nu întâmplător, și are capacitatea să crească și să atingă chiar o cotă de 30%. Deci eu nu exclud această posibilitate, acest obiectiv al președintelui Ludovic Orban. Fezabil, realizabil, dar cu foarte multă muncă, inclusiv cu o atentă alegere a principalilor comunicatori. În opinia mea, cu mici excepții, PNL-ul are o uriașă problemă de lista a comunicatorilor. Până nu-și vor identifica un număr de politicieni din rândul lor care au capacitatea de a empatiza colectiv și public, nu cred că șansele sunt foarte mari. Dar sunt să fim optimiști. Partidul nu o să dispară cu siguranță, fiindcă e un partid puternic. Nu întâmplător, într-un exercițiu pe care l-am făcut, nu l-am publicat acum câteva luni,
cum se consideră românii din punct de vedere ideologic, mai degrabă de stânga sau mai degrabă de centru-dreapta. Doi din trei români declară că se simt mai degrabă de centru-dreapta decât de centru-stânga. Deci potențialul este uriaș de creștere al partidelor centru-dreapta. Sigur că ele trebuie să se organizeze, să fie compatibile între ele, pentru că, atenție, dacă toate partidele de centru-dreapta s-ar uni și ar merge sub același steag, să zicem, la alegeri, riscul ca PSD-ul să nu mai fie pe primul loc e foarte mare. Și nu pentru că PSD-ul n-ar avea capacitatea, dar în cadrul social-democrației românești, limita reală este de 30% din total populației cu drept de vot. Deci în permanență, chiar și fără conducere, PSD-ul poate obține 30% din cei care au participat. Dacă avea o participare de pildă de peste 65-70%, asta ar însemna sigur și cu o participare din partea diasporei la vot, cred că centrul dreapta ar strânge mai multe voturi. Cum va afecta o eventuală condamnare a lui Liviu Dragnea, definitivă cu executare, să spunem, poziția PSD-ului în sondaj? Păi, în primul rând, eu sper că nu. Pentru că dacă ați observat, în ultimul an, dacă cineva din afară ar veni, un străin, și ar încerca să se inițieze în problematica asta de justiția României, ar constata că tot universul penal al României se rezumă la Liviu Dragnea. Știți? Adică, sigur, a ajutat foarte mult și de media. Eu nu spun că Liviu Dragnea este nevinovat. Spun însă că totuși până una alta, doar o instanță de judecată poate să spună acest lucru. Sunt convins că PSD-ul a luat în calcul și această chestiune. Ce se va întâmpla dacă Liviu Dragnea va primi o condamnare, poate chiar și cu suspendare, o a doua condamnare, înțeleg că se poate, lucru ce ar crea o uriașă problemă de imagine partidului. Există soluții, sunt soluții mai degrabă feminine, le-aș numi. Gabriela Firea este o soluție, Olguța Vasilescu, cu toate discuțiile din ultimele zile, este o soluție. Mult mai tânărul, dar mult mai dinamicul Eugen Orlando Teodorovici poate fi o soluție. Chiar mă uitam mai zilele trecute într-o mini-conferință de presă pe care a făcut-o la Parlament. Foarte bun, imagine bună de socialist european cu limbi străine, care, iată, începe să devină o mare calitate să cunoști o limbă străină. N-ar trebui să fie o calitate, ar trebui să fie un lucru firesc, dar asta e, apropo de pregătirea politicienilor. Și mai sunt și alții. Deci nu cred că ar fi o problemă de înlocuirea lui Liviu Dragnea. Sigur că Liviu Dragnea reprezintă în continuare reperul Partidului Social Democrat. Și tot ceea ce face, eu nu sunt atât de critic la adresa lui, pentru că știu cât de mult a muncit pentru a obține un scor totuși istoric pentru PSD. Cel mai mare scor pe care Partidul Social Democrat l-a obținut în alegeri a fost cel de acum un an și ceva, sub conducerea Liviu Dragnea. Ne place, nu ne place, liderul ia totul. Când pierde, și atunci tot liderul o încasează. Dar eu, cum să spun, sentimentul meu este, bazându-mă din nou pe logică, nu pe informații, că Liviu Dragnea nu va fi condamnat. Și că lui Liviu Dragnea totuși îi se va face un pic de dreptate. Mi se pare că este un prea mare efort în a convinge populația din partea instituțiilor statului că Liviu Dragnea este vinovat, înainte ca o instanță de judecată să spună acest lucru. Și asta nu e în regulă. Asta nu e în regulă. Rămânând în zona aceasta roșie, să spun așa, generează și întreține Partidul Social Democrat un trend eurosceptic pentru a legitima admonestările acelorași socialdemocrați la adresa UE pe tema legilor justiției? Nu, românii nu sunt eurosceptici. De altfel, în toate analizele, inclusiv Eurostat, nu neapărat a Institutului Românești de Sondare și de Cercetare, suntem noi ca popor cei mai pro-occidentali și cei mai pro-americani. Pro-americani cu siguranță, noi și cehii suntem pe primele locuri în privința sentimentelor pro-americane, dar nici în ceea ce înseamnă Uniunea Europeană nu suntem pe locurile codașe. Dintr-un motiv foarte simplu. Avem totuși câteva milioane de români care lucrează în străinătate. E firesc ca sentimentele celor de acasă, noi măsurăm în general pe populația din România, nu avem capacitatea financiară să măsurăm și diaspora, e firesc ca cei de acasă să aibă o atitudine pro-europeană din moment ce la două gospodării o persoană este plecată temporar sau definitiv la muncă în străinătate. E firesc ca mama sau soția sau copilul, dacă e matur, să-mi spună: da, domne, am o părere bună despre UE pentru că tatăl meu lucrează în Italia.
Adică, știți? Deci din punctul ăsta de vedere se întâmplă însă și vă dau o informație. De data asta urmează să o mai cercetez, dar se pare că în ultimii 7-8 ani noi în sociologie o numim migrație circulatorie. Numărul celor care vin și pleacă din țară temporar, nu definitiv, este undeva la 1,5 milioane de români. Deci cu alte cuvinte, românul pleacă în Marea Britanie, să zicem, muncește 6 luni acolo, se întoarce în România, stă un an de zile în România, după aceea pleacă, dar nu neapărat în Marea Britanie. Bine, nu se mai poate acum, sau nu se va mai putea, pleacă în Italia. Deci această mișcare este undeva la 1,5 milioane de români. Ceea ce ne dă peste cap toate calculele noastre referitoare la numărul real al românilor care muncesc în străinătate. Da? Noi știam că e undeva la 4,5 milioane, dar în opinia mea, cred că de fapt este o cifră nu semnificativ, dar ceva mai mică. Adică sub 4 milioane de români, ceea ce, repet, contează foarte mult și pentru calculele electorale. Pe ce te bazezi ca partid când, în ziua votului? Câți români sunt în mod real în România? Țară. Din nefericire, România nu are un recensământ complet. Recensământul început acum ceva ani, când era Vasile Blaga, era ministrul de interne și cu bune intenții a încercat să facă un recensământ, nu s-a finalizat din lipsă de profesionalism, din lipsă de bani, din lipsă de resurse umane și noi avem câteva zeci de mii, dacă nu cumva sute de mii de gospodării pe care nu le-am recenzat. România are undeva la 6,6 milioane de gospodării, dar avem câteva sute de mii de gospodării pe care nu știm ce-i cu ele. Adică avuția unui popor, avuția reală a unui popor, se realizează ciclic la 10 ani, la 15 ani, printr-un recensământ. Deci, până la urmă, nu ne interesează neapărat numărul persoanelor reale cu drept de vot. Ne interesează care este avuția României. Și noi nu știm acum, avuție însemnând inclusiv ce are omul în curte. Vaci, capre, mașini, clădiri. Nu știm, nu avem o evaluare. Cred că suntem singuri în Europa, din punctul ăsta de vedere. Și eu sper că poate guvernarea Dăncilă, de ce nu? Dar sigur, nu e prioritară decât pentru noi, cei care ne ocupăm cu lucrurile astea. Poate gândește un proiect în care să finalizăm acest recensământ început acum câteva, sau să facem unul nou. Ar fi ideal pentru noi, care ne mai ocupăm și cu demografie și cu lucruri de genul acesta. Iar politic, sigur că trebuie convinsă clasa politică că interesează și pe ei să știm măcar câtă populație reală cu drept de vot. Se vorbește, România are astăzi 18 milioane și vreo 200 de mii, dacă nu mă înșel, de români cu drept de vot, cu totul. Dar câți vor veni la vot în sensul că cât sunt în țară, că mai degrabă operăm cu prezumția că cei care locuiesc în România vin la vot decât cei care sunt 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane în străinătate, nu știm. După părerea mea, suntem undeva la 16 milioane cu drept de vot în țară. Dar asta nu e o cifră infailibilă. Este doar, din nou, pe logică și pe date care sunt relative, nu sunt certificate de instituții. Da? O să rămâne să vedem. Putem vorbi de o vulnerabilizare a statului în condițiile în care vedem trei servicii. Vorbesc aici de SRI, SIE și SPP. Sunt sub asaltul puterii politice. Am văzut și recentul scandal, spun eu, cu renunțarea la SPP a întregului cabinet Dăncilă. Cum vedeți dumneavoastră în calitate de... Trebuie să le luăm pe rând. Cu SPP-ul și pentru mine este o enigmă de ce PSD-ul și mai ales președintele său, Liviu Dragnea, au început împreună o campanie de denigrare și de delimitare. Cred că ar fi necesar totuși ca Liviu Dragnea înțeleg că se va face, asta se va supune la vot în Parlament, constituirea unei comisii speciale de anchetă și poate că dacă domnul Dragnea va fi chemat la această comisie de anchetă, va reuși să ne lămurească. Pentru mine este o enigmă, așa sigur că pe canale informale aflu că, de pildă, SPP-ul și-a făcut inclusiv în fiecare județ al țării câte o filială. Și stau să mă întreb eu, fiind telormănean, de exemplu, ce Dumnezeu demnitari trebuie să fie păziți la Alexandria. Adică nu se justifică, da? Dar poate că ne lămurește și domnul Pahonțu dacă va fi chemat la această... SRE-ul și SIE însă sunt alte... au altă abordare. În opinia mea, Serviciul Român de Informații, de când a fost numit Eduard Helvic director, a revenit cu greu, dar a revenit la o stare de normalitate, adică se ocupă cu ceea ce în mod normal se ocupă un serviciu de informații intern și nu cu implicarea în politică.
a făcut câteva gesturi semnificative, inclusiv de numire de cadre noi, cu suflu nou, mai tânăr, mai democratic, a spune chiar, care să facă ceea ce trebuie să facă Serviciul Român de Informații. Și să sperăm că va rămâne în continuare Eduard Helvig director. Repet, pentru prima oară cred că într-adevăr sub Eduard Helvig se exercită controlul civil al instituției. Până acum n-am convingerea că a fost așa. Poate că greșesc, dar la Eduard Helvig sunt vizibile încercările de a rupe serviciul de politizare, de implicare în politică, chiar și în justiție, spune. La SIE, acolo, e un serviciu, cum să spun, care n-ar trebui să... El a reușit totul să rămână într-o zonă așa de discreție, ceea ce, mă rog, face parte și din fișa postului. Se ocupă cu altceva. În continuare, SIE este un serviciu de elită. Nu înțeleg însă ultimele, cum să spun, deranjuri făcute, mai ales în mass media, referitoare la conducere, la domnul Predoiu. E păcat să aruncăm cu noroi asupra muncii unui om care totuși de ani de zile chiar ține Serviciul Român de Serviciul de Informații Externe într-o zonă neutrală, departe de toate. Ele însă sunt absolut necesare. Nu există stat puternic, stat închegat în care să nu fie servicii de inteligență foarte puternice. Și avem nevoie de servicii de inteligență foarte puternice. Cu o condiție. Să-și facă treaba lor, conform Constituției și altor legi, și să lase România să se dezvolte. Ceea ce n-am înțeles noi până la Eduard Helvig spune este că nu s-a inventat un model de dezvoltare economică în care principala cauză a dezvoltării să fie implicarea unui serviciu de inteligență. Serviciul de inteligență poate să facă lucruri bune, dar nu asigură dezvoltarea economică a unei țări. Economia de piață și liberă este singura modalitate prin a asigura dezvoltarea economică a unei țări. Că tot aminteați acum de dezvoltarea economică a unei țări, aș vrea să discutăm puțin și despre discrepanța aceasta dintre mesajele doamnei Olguța Vasilescu pe tema salariilor. Ce declara dânsa acum un an de zile și ce declară acum? Vedem niște scăderi salariale, mai mult sau mai puțin, vizibile. Cum apreciați dumneavoastră discrepanța aceasta, repet, între mesajele de acum un an de zile și mesajele de ieri? Există mai multe lucruri aici. Olguța Vasilescu, pe care o prețuiesc, e o femeie bătăioasă, în fine. Și nu neapărat că e o chestiune de egalitate de gen. În politică nu există, după cum știți, femei sau bărbați. Există politicieni care au performanță sau nu. Asta e reala egalitate de gen, de fapt. Dânsa a comunicat la un moment dat că un procent nesemnificativ, înțeleg că 3%, nu vor beneficia de creșteri salariere. Lucru care de altfel se întâmplă. Sigur că aflu și eu în ultimele zile că managerii publici, că polițiștii, că nu știu care alte categorii s-au profesionale trezit cu salarii mai mici. Au salariile mai mici sau urmează să primească salarii mai mici. Asta e o problemă uriașă. Pe de altă parte însă vă readuc aminte că acest obiectiv este cea mai mare realizare și singura de altfel a PSD-ului de când este la guvernare de un an și, da? Forma nouă de guvernare, că by the way, PSD-ul într-un fel sau altul din 2012 este la putere. Da? Sunt totuși 6 ani, cu o mică paranteză a guvernului tehnocrat, unde, mă rog, au avut reprezentanți. Da? Deci ar fi trebuit ca lucrurile astea să fie deja închise. Dar să zicem că luăm în calcul doar ultimul an și un pic. Nu există altă realizare a PSD-ului, cu excepția legii salarizării. Nu avem infrastructură rutieră, cale ferată, spitale, ce cer oamenii în general, da? Nu avem. Și aici nu este o bilă albă pentru PSD. Cu toate schimbările dese de guvern, dacă ar putea să le invoce. Această lege a fost votată totuși de Parlament. Această lege a fost totuși analizată la sânge de partidele de opoziție, PNL, USR, nu știu. Nu mi-aduc aminte să fi invocat lucrurile astea, să fi fost explicit formulate, da? Sigur că PSD-ul a comunicat foarte prost detaliile referitoare la această lege în perioada de dezbatere publică. Cu excepția doamnei Vasilescu, mă rog, cea care era cea mai învituită, ca să zic așa, și a președintului partidului,
ceilalți comunicatori ai PSD-ului nu au știut să sublinieze elementele tari, importante, consistente ale acestei legi. Principiul de la care s-a plecat e un principiu social-democrat pe care eu îl salut, pentru că este și statul social care ne obligă un pic mai mult pentru cei mai mulți. Da? Deci noi trebuie să vedem partea plină a paharului. Faptul că totuși peste 95%, dacă, mă rog, nu apar și alte surprize negative, totuși peste 95% dintre cei angajați în sistemele publice sau private din România vor beneficia de o creștere salarială. Acum că cei 5% sunt poate noduri de rețea, profesional vorbind, nu? Manageri importanți publici, pe care am invocat, nu știu, Curtea de Conturi, că și acolo ar fi o problemă, sau alte instituții, da? Asta este. Nu sunt scăderi salariale cu 50%. 5%, 3%, sigur, e o scădere, ei mai puțin. Dar nu aș vrea să facem din asta un cap de țară, o greșeală ireparabilă care să-mi producă alegeri anticipate. Adică, și mai e ceva, dacă o lege e atât de proastă, ea poate fi anulată de același parlament pe care a votat-o. Nu e, da? Sper însă ca această problemă, e o problemă pentru PSD, să nu provoace încă o luptă internă în partid, încă o dimensiune vindicativă de răzbunare pe unul sau altul dintre... Sigur, e greu față de Olguța Vasilescu, pentru că în continuare este cea mai importantă membra a guvernului din perspectiva percepției publice, alături de domnul Meleșcanu și de domnul Daia. Este femeia care ar câștiga cu peste 75% dintre voturi un nou fotoliu de primar în Craiova, mai ales după ce au dat în folosință superbul stadion. Și este un reper pentru PSD-ul actual. Adică eu sper să nu treacă unora sau altora prin cap, le trece de altfel, din conducerea PSD, că ar fi un moment bun să o îndepărteze, tocmai pentru că e atât de bine văzută. Sper că nu va fi așa, fiindcă își vor crea o problemă și în spațiul public. Lia Olguța Vasilescu e totuși, în general, acceptată de jurnaliști, are o imagine bună și o relație bună cu jurnaliștii, pentru că știe să comunice, vorbește cu ei, ceea ce e important. Pe fondul acestor nemulțumiri care vedem și cu în zona salariilor, ce spun sondajele? Ce părere mai au oamenii despre politici? Vă dau politici? Acum în premieră și pentru ca semn de prețuire față de PS News, vă dau niște date care fac parte dintr-o cercetare mai largă, dar pe care încă n-am apucat să o distribui public. M-am uitat foarte atent și am reformulat de data asta niște întrebări pe care erau standard și vă dau ca oamenii care vizitează site-ul dumneavoastră să le știe. De exemplu, dumneavoastră personal mai degrabă aveți o imagine pozitivă sau una negativă despre următoarele. Și am reformulat, n-am mai pus instituții, ci entități de alt gen. Angajații smurd, de pildă. Și avem 95% dintre români au o părere pozitivă despre angajații smurd. Nu există precedent în istoria României. Deci, practic, 95%. Toți români, dintre români, da, 95% dintre români declară că au o părere bună despre o imagine pozitivă despre angajații smurd. Pompierii, 95% la egalitate. Militarii, 81%. Profesorii, că toți sunt decimați acum de fel și fel de tot probleme. Felul scandaluri. 77%. Asta ce îmi spune? Îmi spune că românii totuși au încredere în continuare în instituția profesorului. Nu ne referim aici neapărat la profesorul universitar, ci la educator, la învățător, mai ales la profesorul de școală generală și liceală, da? Medicii, 69% este un procent bun, să știți, mai ales că medicii și mai mult decât profesorii au fost decimați, toată elita medicală din România astăzi, cu mici excepții. Din cauza sistemului, spun eu. Are probleme penale, sau mă rog, închipuite. Jurnaliști, 60% dintre români au încredere în jurnaliști. O cifră bună, să știți. Mai ales că nu toți sunteți la fel. Unii se ocupă și cu alte lucruri. Preoți, o cifră mică, după părerea mea, 48%. Deși ei n-au avut probleme, dar probabil că românii... E în scădere? Încrederea... Românii fac o disociere foarte clară între încrederea în preoți și credința lor. Dacă îi trebuie, domnule, dumneata crezi în Dumnezeu... peste 75%, 80% spun da, cred în Dumnezeu. Dacă întreb, crezi în preoți? Iată că avem... Fiindcă fac o disociere clară din motive de experiență personală
nu intrăm asupra, nu insistăm asupra lor. Polițiștii, e o cifră proastă, 46%. Pe mine mă îngrijorează, fiindcă dincolo de nepopularitatea polițiștilor, în toată lumea există, polițiștii nu e popular. Chiar dacă ați văzut filme cu Lidiu Funé, cu jandarmii și extraterestri, nu. Polițiștii nu sunt populari. Pentru că intră în viața oamenilor, mă rog, dar sunt respectați. Și în România ar trebui să fie și ei la fel de respectați. Din păcate, mai puțin de jumătate dintre români spun că n-au o părere bună despre polițiști, da? Și acum începe partea care vă interesează sigur mai mult. Judecătorii, 32% dintre români, doar 32% au încredere în judecători. Unul din trei. Justiție, 30%. Deci sub unul din trei. Procurori, 27%. Supărare mare. Și vestea cea mai proastă, politicieni, doar 9% dintre români au încredere în politicieni. Și pe un negativ de 81%, imagine negativă. Politicienii 9% pozitiv, 81% negativ. Este cea mai mică cotă de încredere, că aici v-am să ajung, înregistrată despre politicieni, de când măsori eu de 15-20 de ani povestea asta. Erau la 15-20. Păi, uitați-vă în spațiu public. O lipsă completă de grijă față de om. Politica este până la urmă o muncă îndreptată spre binele public și a cetățeanului individual. E o definiție, dacă vreți așa, operațională. Vi se pare că există politicieni în România astăzi care au ca principală grijă creșterea calității vieții a fiecare dintre noi? Nu. Noi nu-i auzim. În perioada interbelică, de pildă, Nicolae Iorga, dacă vreți, el nu vorbea, nu folosea termenul de societate românească sau România. Când vorbea despre România, spunea țara mea sau poporul meu. Ați auzit vreun politician astăzi care să spună, când vorbește despre România, țara mea sau poporul meu sau românii mei? Nu. Toți politicienii astăzi vorbesc de cetățenii care doresc, nu știu ce, România care e membră UE. Nu. Țara mea, poporul meu, românii mei. Ăsta e un discurs pe care politicienii ar trebui să și-l asume, că este încă un semnal public că le pasă de fiecare dintre noi. Mai avem până atunci. Pe final, aș vrea să lămurim câteva scenarii ale momentului legate de alegerile prezidențiale din 2019. Doamna Firea, candidat PSD la prezidențiale în 2019. Deși i-am promis doamnei Firea că nu voi mai face afirmații despre dânsa referitoare la posibila candidatură, rămân în continuare la convingerea că doamna Firea poate fi un foarte bun candidat al PSD-ului la aceste alegeri de peste un an jumătate, chiar un an jumătate, doi. De ce spun asta? Nici când a fost aleasă la primăria generală, doamna Firea nu a fost aleasă doar de către membrii PSD, simpatizanții PSD. Dânsa a rupt și din zona aceasta de centru, dacă vreți, a politicii bucureștene, fiindcă a venea deja cu o imagine foarte pozitivă din meseria domniei sale de bază, ca să zic, cea de jurnalist. Avea o notorietate de peste 95%, era din notorietate o favorabilitate foarte mare și asta s-a văzut la vot, adică a câștigat cu un scor care nu mai poate avea, nu poate fi contestat, adică e execuție. Și cred că și dacă erau două tururi, doamna Firea câștiga. Acum privind retrospectiv, cred că și dacă erau două tururi și nu era povestea asta cu din primul tur, doamna Firea câștiga. Acum, dacă dânsa va reuși în continuare să facă o politică nu neapărat de stânga, ci de centru-stânga și va avea inteligența să culeagă și din această zonă a nehotărâților, mai ales a publicului tânăr din țară, care începe să fie din ce în ce mai vocal și care începe să conteze din ce în ce mai mult, are șanse foarte mari să se bată cot la cot cu Klaus Iohannis. Dar asta e decizia domniei sale. Repet, am promis că nu mai vorbesc data, dar pentru că m-ați întrebat, nu pot să spun că nu știu. Da? Sigur că este cea mai calificată pentru această poziție. Dar e o opțiune a domniei sale și înțeleg că chiar nu vrea. A declarat în nenumărate rânduri că nu vrea, nu-și dorește acest lucru. Bine, ce, mai e timp de răzgândire. Un post, încă un fotoliu de primar și îl mai poate asigura cu condiția să realizeze măcar câteva obiective din obiectivele propuse în programul de guvernare pentru București, pare știu mai bine decât programul mare pe țară, lucru extrem de fezabil,
poate oricând să regleze niște lucruri care sunt un spital care e necesar în București, mare, care să integreze toate specialitățile, specializările medicale, o fluidizare a traficului de care ne văităm toată ziua. Sigur că sunt și măsuri nepopulare, fluidizarea traficului va aduce conjunctural, cel puțin, o lipsă de simpatie față de măsură. Dar pe termen mediu și lung o vor aprecia. Deci Gabriela Firea, într-adevăr, este o... Aș putea spune că alături de Olguța Vasilescu, personalitățile cele mai importante din perspectiva favorabilității publice a PSD-ului. Mai departe, o să vedem. Totul contează și dacă domnia s-a vrea. Fiindcă nici la capitală, când s-a decis să candideze la funcție de primar, nu a fost așa un entuziasm din partea domniei sale inițial. După aceea, sigur că lucrurile s-au mai transformat. Iohannis, înlocuit de Ludovic Orban. Nici la vorba. Alegeri. Nu. Am văzut că în PNL se tot vorbește de o distanțare față de președintele Claus. Am auzit Claus și lucrurile Iohannis. Astea, că ar fi o... Se pregătește Orban să... Ludovic Orban are nevoie de Claus Iohannis. Claus Iohannis în continuare este, pe lângă principalul critic al guvernării PSD-iste, și omul cel mai important din centrul dreapta. Se bucură de peste 50% favorabilitate publică. Mâine, dacă ar avea loc alegeri, oricine din partide ar candida împotriva sa, ar pierde. Însă este un om, că tot, nu mă pot stăpâni, am tot zis că nu spun, dar spun, există o personalitate publică care se bucură de peste 60% simpatie, adică îl bate pe Iohannis la simpatie publică, dar care nu face politică. El se cheamă Raed Arafat. În opinia mea, sper să nu-i fac Raed Arafat un de serviciu cu chestiunea asta, Raed Arafat, cu o gândire inteligentă și o strategie de campanie, ar putea să fie un candidat al PSD-ALDE care să-l bată pe Claus Iohannis peste un an și jumătate. Are un profil foarte bun, este echilibrat, sigur nu este român, dar viața a demonstrat că asta nu înseamnă că e neapărat un defect, ci din contră, în cazul lui Iohannis, o calitate. Însă eu nu cred că Arafat își dorește același lucru. Da, pentru că suntem la o discuție prietenească, pe studii vorbesc, am făcut această afirmație, nu pe opinie, ci pe anumite tipuri de măsurători pe care le-am făcut de-a lungul timpului. E un personaj interesant, Raed Arafat. Domnule Pieleanu, eu vă mulțumesc pentru prezența mult în studioul nostru și vă mai așteptăm cu drag, ori de câte ori mai avem subiecte să de dezbătut.